Spitalul Sfântul Dimitrie din Târgu Neamț este pregătit și dotat cu generatoare în cazul apariției unor dezastre naturale sau în cazul altor probleme ce nu pot fi prevăzute. Având în vedere urmările cutremurelor de mare intensitate, ce pot afecta pe scară largă populația, construcțiile, bunurile și funcțiunile sociale-economice, îndeosebi în condiții seismice din România, care sunt unele dintre cele mai severe din Europa, protecția antiseismică este considerată o acțiune de interes național. Avem generator de curent electric, care pornește automat în cazul întreruperii curentului electric, iar din celălalt punct de vedere avem dotări referitoare la materiale sanitare, la tot ce este nevoie pentru îngrijirea pacienților și a eventualelor victime. Pentru a se asigura de o mai bună organizare și eficiență în cazul unor evenimente nedorite, conducerea spitalului a organizat și simulări. Exercițiile au urmărit verificarea viabilității sistemului informațional-decizional în cazul producerii unui astfel de eveniment, verificarea modului de răspuns al personalului cu atribuțiuni în managementul și gestionarea situațiilor de urgență la nivelul instituției, stabilirea gradului de acoperire cu forțe și mijloace în cazul manifestării unor situații de urgență cu efecte deosebite, verificarea modului de acțiune a celulei de urgență de la nivelul spitalului. Personalul medical este pregătit să intervină în astfel de cazuri? La nivelul spitalului au mai fost făcute exerciții împreună cu cei de la ISU și cu cei de la ambulanță pentru intervenția de urgență în cazuri de dezastre. Un alt scop a fost realizarea unei informări complete a personalului privind modul de protecție, modul de comportare în cazul producerii unui astfel de eveniment, precum și informarea acestora asupra modului de acțiune al forțelor de intervenție în vederea simulării voluntariatului în astfel de situații și sublinierea importanței solidarității umane în cazul producerii unor astfel de evenimente, precum și pregătirea psihologică a personalului de intervenție pentru cunoașterea modului de acțiune pe timpul operației de stingere a incendiului, de căutare, salvare și acordarea primului ajutor medical.